Un bucureștean a ratat decolarea cu elicopterul pe aerodromul din Strejnic, o localitate din imediata apropierea Ploieștiului, reușind să distrugă aparatul de zbor. Din fericire, pilotul a scăpat nevătămat. Acesta efectua ore de pregătire pe aerodromul Școlii Superioare de Aviație Civilă George Valentin Bibescu, Ploiești, fiind deja licențiat ca pilot de elicopter după 60 de ore de zbor. Elicopterul era model Robinson 22 și avea doar 500 de ore de zbor, fiind considerat un aparat nou. Era singur în elicopter, s-a înclinat la decolare și a atins cupa la pământul. Noi am constituit o comisie internă de anchetă. Autoritatea OCIASU, Centrul de Investigații a Accidentelor din Aviație, este în prezent la Strejnic. Elicopterul deja a fost luat de la loc și depozitat. Este primul incident în cadrul instituției noastre cu un elicopter. Noi zburăm cu elicopterul din 99, cred că am făcut până acum peste 20.000 de ore de zbor. Momentan colegii mei exact cu asta se ocupă, colegii formați încearcă să afle, să vadă ce martori a fost acolo. Deci e faza de cules de informație, e prematur să pot să vă spun de ce s-a întâmplat sau care sunt cauzele. La fața locului s-au deplasat atât polițiștii cât și procurorii pentru a investiga modul în care s-a petrecut acest incident considerat deosebit de grav. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu de către personalul aeronautic civil sau neîndeplinirea acestora în situația în care aceasta pune în pericol siguranța aviației. Totodată pot să spun că la fața locului s-au deplasat colegii mei din cadrul Serviciului Transporturi Feroviare Prahova, care efectuează cercetări sub directa coordonare a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Elicopterul era asigurat casco, astfel că se va putea achiziționa un alt aparat de zbor. O oră de zbor cu elicopterului costă pe amatori 255 de euro, iar cei pasionați, care nu sunt foarte bogați, ajung să facă și credite la bănci pentru a putea pilota elicopterul, ne spune directorul Școlii Superioare de Aviație Civilă.